Ne-am întors, dragii noștri, încă o dată bună dimineața la toată lumea. Astăzi nu vorbim doar despre reduceri, numai să nu spice camera pe mine. Știi cum zic? Că dacă pică pe mine, risc să mă rănești. Nu vorbim doar despre reduceri, ci avem și niște invitate acolo pe scenă, o să vă arăt imediat. Vorbim și despre costume de baie cu Consuela din Monaco. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! În primul rând vreau să spun că arăți foarte, 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 foarte bine. Mulțumesc! Băieții ăștia, fii atentă, de când au intrat fetele de pe scenă și de când ai intrat tu, măi, dar nu mai ziceți nimic, mă? Cuvinte la noi! A? Acum, cu pauze, acum vorbi, pe tot. Mă uitam aici, Consuela, pe calendarul pe care l-ai pregătit pentru 2013, foarte mișto. Mulțumesc. Foarte mișto. Poți să arăt o poză măcar? Da. Uite, asta mi se pare că mult mai bun decât ce am văzut chiar și la Victoria's Secret. Mulțumesc. Mai ales că eu sunt pasionată de roz, îmi place foarte, foarte mult. Ia zi, de când faci tu treaba asta? Păi, dintotdeauna m-am ocupat de modă pentru că eu locuiesc de foarte mulți ani în străinătate, nu? Și asta e pasiunea mea, slăbiciunea mea și într-un final m-am gândit de ce să nu devin designer, nu? Corect. Pentru că e un pas destul de mare de la un model la un designer, nu? Tu ai fost model înainte? Da. Nu puteam să-mi dau seama după cum arăți. Era culmea să fi fost fotbalistă. Dar tot paream bucur cu aici, făceam farfecă, aș să zic că fiecare ce... A fost, da. Model. Da, practic vreau să pun acest calendar pe piață. Pe piața din România? Pe piața din România, da. Și bineînțeles, prefer mai mult pe piața de dincolo, că bănuiesc că o să fie și mai valorificat și prețurile o să fie mai pe măsură. Exact. Dar dincolo unde? Mai prin Italia? Mai mult în Italia, da. Dar cum de costume de baie? Că face destul de multă lume costume de baie. Ia zi-ne prin ce te evidențiezi tu. De ce am ales neapărat costume de baie? Pentru că vreau... Practic, ador foarte mult Victoria's Secret, nu? E nu e reclamă, meu, liniștiți-vă, e în regulă. Ok. Și... Mă, că pe piața din România nici măcar nu găsești. E cunosc ca și Moș Crăciun, ce? Da, Moș Crăciun, exact. E reclamă, da, nu există. Și cum, eu știu, ador femeia în sine, pentru că femeile sunt frumoase, sunt senzuale, sunt feminine, le iese feminitatea prin toți porii, am zis de ce să nu accentuez mai tare toate trăsăturile și toate valorile care le are o femeie. Și m-am gândit că aceste costume, nu? O să ne pună pe toate în evidență. Aceste costume, aceste două valori, de pies, sutien și... Scuză-mă! Cum de ți-a revenit glasul? Încerc să mănânc să tac. Hai să vedem primele trei ținute, da? Că fetele sunt aici. Hai, fetele, să vă vedem cât sunteți de frumoase. Până la cucu aici, până la prăjiturică. Hai să termin la podium. Zine, Consuela, costumul acesta de baie... Da, sunt toate făcute în Italia, deci materialele sunt de acolo și sunt toate de calitate, au un termen de valabilitate, deci... Vorbeam despre piața din Italia raportată la piața din România. Există alte gusturi acolo, există particularități, adică ce să zic eu, să întreb, se poartă mai colorat costumul de baie, mai decupat altfel? Care ar fi diferențele? Nu prea sunt diferențe. E important diferența mare care zic eu că e de luat în considerație calitatea. Se știe întotdeauna că materialele calitatea din Italia sunt calitative. Dar piața cere ceva diferit față de ce cere în România, piața din Italia? Sunt foarte exigenți. Totul trebuie să fie extrem de perfect. Aha. Asta e diferența. La calitate, la fel. Da. Dar din punct de vedere al cromaticii, al... Bine, întotdeauna vor fi cu un pas înaintea noastră. Asta se știe, nu? Deci noi purtăm ce s-a purtat acum 2 ani, exact. Un an, nu? Deci, sau chiar 3 ani. Uf! Aha. Ai ok 3 ani, că se zicea despre România că suntem cu 100 de ani în urmă. Uite, la chestia asta e în regulă, numai 3 ani. Nu, așa o exagerare, nu. Dar se știe, sunt renumiți, nu? Pe glob, că italienii sau francezii nu întotdeauna materiale de modă ne-au dat clasă. Italienii inovează în costumele de baie? Sau care ar fi designerii sau nația, să zicem, așa mai larg, care inovează? Italienii? Pentru mine italienii, da. Și după aia francezii. Da, deci ora exactă în materie de costume de baie se dă în Italia, la Milano. Da.
Care sunt culorile preferate? Eu văd aici că le-ai cam atins pe toate. Deci roz. Am făcut din fiecare, numai puțin roșu, că nu iubesc foarte tare roșu. Am făcut culoarea anului, a fost somon, nu? Și am făcut foarte multe modele somon, alb, turcoaz, galben, de exemplu, pe piele extraordinar de bronzată, un galben e demențial. Mai ales cum arată fetele care au venit la noi, oi, dar băieții o să ne spună cu siguranță mai multe. O prezentare de modă aproape de iarnă? Da, păi întotdeauna funcționează așa. Practic, creatorii celebri, nu? Colecțiile, de exemplu, de vară, le prezintă iarna, nu? Corect. Iar colecțiile de vară le prezintă... Pe unde o să mai ai prezentări de modă? Păi, momentan o să am diseară una la voi în oraș, în Cluj, după care o să fac și la Bistrița și la București și... Prin Italia ai făcut pe acolo? Urmează să fac. Urmează să fac pentru că, repet, deci aceste costume, practic, tu le pui, faci prezentările iarna, pentru vară, nu? Nu aveam cum să le prezint mai devreme. Ce se va mai purta anul viitor? Am văzut astea trei, dar ceva, piesa de rezistență la costume de baie în 2013, care va fi? În primul rând că vreau să mai fac altele, mult mai elaborate. Îmi plac foarte mult costumele dintr-o singură piesă. Era asta cu bikini monochini care se purta, știi, nu? Asta. Acum am și văzut-o la tine. Asta e bikini monochini. Da? Da. Da. Nu știai? Eu... Așa se zice că e bikini monochini. Nu prea știu în România tot ce bikini monochini? Asta a fost anul acesta. Știu că în primăvară povesteam că toate vedetele de la Hollywood erau nebunite după bikini monochini. Ei, anul viitor ce va fi? Eu repet, deci nu neapărat eu urmăresc moda, nu? Îmi place să fac ceva divers, ce nu a mai făcut nimeni. Cred că am multă inspirație. Îmi doresc să fac ceva cu pietre, ieșit din comun, cu franjuri, cu ceva, într-adevăr, să fie boom. Și la cât se ridică prețul unui costum? Acum depinde de costum. Dacă sunt simple, eu știu, 50 de euro. Dacă sunt sofisticate, poate să coste și 300 de euro, pentru că folosesc pietre scumpe. De exemplu, la anumite costume am pietre foarte scumpe, semi-prețioase, nu? Și automat că costul se ridică, are un preț. Aha. Le așteptăm pe fete să se schimbe, dar ca întotdeauna fotomodelele astea și modelele astea se schimbă foarte, foarte. E așa greu, fetelor, să luați un bikini până la urmă și un sutien. Haideți, haideți să vă mai vedem. Se schimbă greu. Tot pe unde ați venit. Se schimbă, cum se cheamă, lupul, schimbă parol, dar n-era vorba. Ai zis de somon. E vorba de nuanța somon fumé sau de somon secționat, pur și simplu? Ce diferență. Ai zis că vrei să inovezi. Eu mă gândesc să... Încep, nu știu, dacă ar fi să folosesc din același registru, aș încerca cu macro. Macro, nu? Da, e o idee. Da, cum e pielea de macro cu nuanțele alea și cu reflexiile alea de albastru. Nu e rău. Hai să adică, o idee. Okay, nu? Asta e, e o idee, da. Uite, am putea început să colaborăm. Come on, Pink. Vorbim. Mulțumesc. Și eu. Foarte mișto costumul ăsta, îmi place. Da, sunt culori care se poartă, adică super frumoasă. Și încă se mai poartă culorile metalizate, nu? Deci am încercat să îmbin, să fie... Am și un coleg care și-a dorit toată viața să facă asta, să putem... Putem băga? De ce nu? Piesa de rezistență la el este și retro, ca să reziste. Wow! Da, bun, deci Consuela în această seară la ora... 23 este deschiderea, nu știu dacă pot să spun. Ia zi! E o locație nouă care se deschide curând, se numește Eclipse și în această seară eu voi lansa aceste costume și pe piața românească. Deci neapărat... Să vă faceți planuri de văzut multe fete frumoase în costume de baie. Îți mulțumim foarte frumos! Mulțumesc! Abia aștept calendarul să-l văd pe piață, să punem unul aici. Și vă aștept la prezentare pentru că vreau să fie ceva de senzație. Să eclipsez exact după numele locației. Exact! Foarte bine! Mersi frumos! O dimineață bine, bună! Mulțumim stai. Și noi! Numai bine!
Drăgurel. Se poate o cameră, dacă aveți posibilitatea și plăcerea, ca să începem o discuție cu Doriana, care ne introduce în lumea ezoteriei și a astrelor și a, ce să mai zic eu, toate astea. Vorbim despre rune. Habar n-am ce sunt runele, dar sunt curios să aflu. Creierul meu va absorbi asemenea unui burete toată informația. Mai să fie. Bună dimineața. După așa imagini, mai absorbe creierul tău ceva? Absorbe, că între timp am golit hardul și va absorbi tot. Okay. E loc. Ioana spunea să aduc tarotul. Suntem în postul Crăciunului, este vineri. Nu pun mâna pe tarot. Am adus runele. E incompatibil tarotul cu... Este absolut incompatibil. De ce? Pentru că după ce avem atâtea păcate, ne mai jucăm și cu tarotul. Lasă să ne mai... Să ne mai liniștim un pic. Ne mai punem o pilă, asta două acolo. Asta e de fete, Dragoș. Te las. Du-te tu și joacă un fotbal sau... Uite-te la un meci și dezleagă un rebus. Lasă-l, mă, și pe el, că și el este. Deci, runele sunt o modalitate foarte, foarte veche de ghicit. Runele, de fapt, sunt caracterele germanice. Sunt niște litere. Da? A, asta înseamnă rune? Da, asta înseamnă... Deci am crezut că-s oase. Păi, probabil că la începutul începuturilor se ghicea așa prin aruncare de oase. Mai sunt și acum prin Africa niște metode de genul acela, dar întâi trebuie să papi personajul ca să ghicești la cine a rămas moștenitor. Așa. Aici sunt pietricele, vezi? Pietricele. Și cele deschise la culoare sunt cele pozitive, astea la alte sunt cele neutre și cele închise la culoare sunt cele negative. Sunt 24 de bucăți. De ce vi le-am adus? De fapt, săptămâna trecută am povestit despre, de fapt luni, nu săptămâna trecută, am povestit despre pietricelele acelea, da? La fiecare zodie. Și aceste rune se potrivesc zodiilor. Fiecare simbol înseamnă altceva, pus pe o piatră semiprețioasă înseamnă deja un talisman. Așa că, ce sfătuiesc eu pe dragii noștri telespectatori? Să își găsească runa potrivită, de fapt două rune, ar trebui ceva de genul acesta să se facă. Pe o parte să fie în poziția așa, da? Pozitivă, este runa pozitivă. Iar cealaltă, care este cea negativă, să fie așezată cu capul în jos. Deci așa ceva, da? Da. Asta, cam ăsta ar fi medalionul talisman, da? Persoanele care îmi sunt mie apropiate știu despre ce vorbesc. Cu așa ceva nu mai pățești nimic, niciodată. Să nu mai pățești nimic ca niciodată? Rău, dacă mă refer. Dacă le țin deci așa? Îți crește toată valoarea energetică pozitivă, absolut tot ce ai bun în tine, dezvoltă, potențează și ridică la o cotă extraordinară de observat, de văzut, de reținut de toată lumea, iar tot ce ai negativ scade și ce vine înspre tine negativ oprește. Ce mișto! Puse, repet, pe pietre semiprețioase sau pe argint. Deci se poate ghici în ele prin aruncare, pur și simplu, hai să nu le aruncăm pe aici așa, ca să nu. Le aruncăm aici. Păi ia așa, fără să te uiți la ele, nu te uita, că ar trebui să le bag înapoi în săculeț. Și aruncă 3 bucățele. Șase! Da, poartă în casă, poartă în casă. Uite că nu e rău. De marți, botezan. Chiar nu e rău deloc. Știi de ce? Pentru că astea două o opresc pe asta. Da? Deci tot ce este rău în asta. Și anume, asta este, așa se numește chenazul, e un fel de capa, da? 1 cu 5 fac 6, este runa cu numărul 15, dar 1 cu 5 fac 6 și este cifra iubirii. Și mai vine și asta la alte să zică un pic mai multă de la el, un pic mai puțină de la tine, da? Deci un pic de... vezi diferența între cele două piciorușe. Da. Așa, și asta zice tot ce ține de... suflu astral, de suflu de sus în jos, așa să vină, știi, să te inspire, să te facă să primești ce-i mai bun pentru tine, să se potrivească cu ce ai tu nevoie, știi? Deci să nu fie așa ceva în plus. De câte ori vin, nu m-am zis de bine. Pot să dau și eu cu zarurile? Da, și tu cu... Tanti Botezan, pot să dau și eu da, cu zarurile? Da, eu te țin de ochi. Nu te bat, mă, cucule, nu te bat în emisiune, numai după, numai hai! Numai după. Hai. Ia, pune, ia 3. De unde se iau? Unde sunteți? Aici. 1, 2, 3. Ce, le amestec? Nu le mai, din moment ce le-ai ales, gata. Le mesteci. Nu, că tot. Pune-le, numai să vedem ce... Dar le pun, trebuie să cadă într-o poziție? Nu. A, nu. Deci nu mai le pun. Pune-ți jos și gata. A, mă, fată, lasă-mă! Se termină emisiunea, hai. Nu se termină nimeni. Cu jucați cu mari tehnici sau nu? Asta e litera B.
Cine? Litera B, da? B. Runele sunt caracterele germanice, B. Sunt litere, da? B. Asta ar fi X-ul, ăsta B-ul și ăsta o cea mai... Deci, suntem în direct, da? Da. Bun. Această rună se numește Algiz, Algiz, și înseamnă, este runa începutului și a sfârșitului. Deci, cucu, datorită faptului că este mai nou pește, nu capricorn, a ajuns la adevărul suprem. Este ultima zodie, cea mai evoluată. Tași că tu ești pe aproape, nu te mai tot așa. El poate să spună când începe și când se sfârșește viața unui om. Dar nu vrea să ne spună și mă tot cheamă pe mine aici să mă joc eu cu el. Mă scuzați, mă duc un pic, am altă rubrică. Asta ce e? Asta ce e? Asta este bogăția. Asta e de la bogăție, pe dinăuntru mai mult, că pe din afară zi. Am n-am banii, așa. Așa, iar asta este runa alegerilor, da? Deci opțiuni, mai multe opțiuni. O să ai, o să vezi. Mersi. O să vezi. Mă tot ameninți. O să vezi. Da? Las că vezi tu. Zici? Asta nu e de la Botezan. Ba da, dacă o facem talisman, e de la Botezan. Vezi, cucu. Și în rune scrie că mor după mine. Hai să băgăm un M de la meteo, ce zici? Da. Corect. Hai să vedem, este M. Este. Asta e, M de la meteo. Uite că la... Mariana, l-ai furat? Mersi, M de la Mariana, l-a văzut. Bună dimineața din nou, somnoroșilor! E tot vineri, ziua mult așteptată de toți, o zi perfectă chiar dacă vremea nu ține cu noi. Să fim pozitivi căci urmează weekendul. Alexandra! Bună dimineața! Dacă vă gândeați că Black Friday 2012 nu înseamnă decât reduceri la electronice și electrocasnice, primiți vești cât se poate de bune. Vinerea reducerilor vă așteaptă cu promoții și în magazinele de cosmetice, parfumuri și cadouri. O invit alături de mine pe Iulia! Mulțumesc, Alexandra! Vinerea neagră apare în fiecare an între 23 și 29 noiembrie. Alexandra? Mulțumesc, Iulia! Dacă tot este Black Friday, știți cumva ce este negru pe din afară și verde pe dinăuntru? Un negru care a mâncat spanac. Alina, te așteptăm! Dragii mei, azi dimineața am văzut o pisică neagră. O să-mi aducă bani, așa-i? Black Friday sau Vinerea Neagră este sărbătoarea anul acesta în România pe data de 23 noiembrie. Cu acest prilej, marile magazine se vor întrece în a oferi prețuri și reduceri cele mai bune, astfel încât să atragă clienții cât mai mulți și implicit profituri considerabile. Mersi, dragă! În regiune extracarpatic și în centru va fi ceață local, posibil persistent și izolat, va fi însoțit de burnice sau plouă slab. În vestul teritoriu pe are restrins, va ploua slab. După amiază și noapte, vântul va supla slab până la moderat. Temperaturile maxim vor fi cuprinse între 3 grade și în Moldova și estul Transilvaniei și 12 grade în Banat, iar cel minim se vor situa între minus 4 și 6 grade. Ușor mai scăzut în depresiune. Depresiunea atmosferică va fi în ușor scadere. O să avem în Târgu Mureș 8 grade maxim și 0 grade minim, Bistrița 9 grade maxim, minim 1 grad. La Cluj-Napoca o să avem 8 grade după masă și minim 3 grade. Vă mulțumim, telespectatorilor, și la revedere! Aplauze pentru fete și pentru Gaston de Black Friday. Acum foarte pe repede, foarte pe fast forward, pentru că vine weekendul peste noi. L-am invitat pe Mircea să vorbim, colegul nostru, să vorbim despre sport. Începem cu meciul Stelei de aseară. Le-a dat de la de a julit 5-1. Cea da, mai usturătoare înfrângere. A fost joia neagră pentru steliști. Au luat 1, au primit 5 gratis, o promoție bună. Probabil, cum spunea și colega noastră, Laurențiu Reghe, cam fie acum verde pe din afară și negru pe dinăuntru de supărare. Da, verde că e un antrenor tânăr și într-adevăr negru. Și verde probabil și pentru că patronul l-o fi împroșcat cu venin. Da, sau cu bucăți din gazonul destul de slab de pe Arena Națională. Sau așa, apropo de gazon, s-au plâns steliștii de calitatea gazonului, unde de cele mai multe ori gazonul era aliatul nostru, terenul era aliatul nostru, că îi încurca pe cei mai buni, pe adversari de obicei. Uite că de data asta ne-a fost
împotrivă. Uite că celor de la Stuttgart nu le-a fost împotrivă, ei nu s-au plâns și au arătat de ce vin dintr-un campionat mult mai bun. Asta crezi și tu că e atât de mare diferența între noi și ei? Nu e, pentru că în tur a fost egal în Germania, a fost până la urmă o neșansă acolo la Stele, a luat 3 goluri foarte rapid în prima jumătate de oră din faze fixe. Se mai întâmplă, mai au o șansă în ultima etapă a grupelor de a accede și ei în primăvara europeană, la fel cum a făcut-o CFR-ul. Mâine, că ai zis de CFR, mâine avem un derby, un derby al orgolilor, al tradiției, un derby al orașului Cluj, dar e un derby al campionatului. Până la urmă, prin rivalitate. Un derby de tradiție în Cluj, Universitatea înfruntă CFR-ul. Nu mai este exact un derby al campionatului pentru că cele două formații nu mai ocupă locuri fruntașe în clasament. Nu pentru miza în clasament. Da, e o rivalitate sportivă, cum spunea și Marius Popescu, tehnicianul studenților. A făcut apele la fair play și la calm, pentru că este o rivalitate sportivă. Trebuie să rămână doar acolo. Să sperăm că nu vom avea incidente în tribune sau pe lângă cum s-a mai întâmplat. Partida e de la ora 18 pe Cluj Arena. Feroviarii, bine știi, vin după victoria entuziasmantă din Liga Campionilor cu 3-1. Iuliu Mureșan, președintele campioanei, spunea că echipa trebuie să demonstreze în campionat acum forma bună din cupele ascendentă europene pe care se află, cu câteva victorii consecutive. Bună de până acum în campionat, într-adevăr. Exact. Locul 5 ocupat de CFR Cluj, 25 de puncte, 10 puncte în plus față de Universitatea Cluj în acest moment, înainte de startul ultimei etape a turului de campionat. Universitatea Cluj nu trece deloc printr-o perioadă fastă, din câte știi, ce se mai aude, cine va fi patronul, din ce cine mai ofertează. Din ce am înțeles de la colegii mei, jucătorii nu sunt plătiți de peste 3 luni, deci probabil nu sunt foarte fericiți și ei. Mai mult, la unul din antrenamentele din această săptămână, suporterii au mers să-i motiveze suplimentar, dacă mai era cazul, dar nu cred că în afară de plata restanțelor salariale au putut fi motivați cumva. Totuși ei au spus că vor încerca să învingă rivala locală CFR. Dată fiind rivalitate, poate asta este miza. Mai spune-ne doar ce transmisiuni vom avea în weekend. Duminică, exact cum i-am obișnuit deja pe prietenii noștri, transmitem de la ora 13 și 15 Caja Laboral, Unicaja Malaga, etapa nouă a Liga Endesa, cel mai puternic campionat de basket din Europa. Iar de la ora 19, atenție, cu o oră mai devreme, Valencia Basket, Regal Barcelona, derbiul etapei în comentariul colegului nostru Doru Crăciun. Să stăm cu ochii pe basket. Îți mulțumim, Laol, e o mare desfășurare de forță, o nebunie. Nebunie curată! Ne vedem luni! Este Black Friday, dragii noștri, mare grijă să aveți ce cumpărături faceți astăzi. Mulțumim, Black Friday, că ai fost la noi. Weekend fun la toată lumea dimineață. Best of, răsăriți de pe fix și luni în aceeași formulă. Botezan, Cucu și Stănică. Toate bune, pa, pa! We'll be right back.